Starfire! E rândul tău să-ți spui o dorință, dar ai grijă? Calea spre împlinire e presărată cu găurile deziluziei. Domnule Robin, m-am gândit și mult, dar și din foarte greu la asta. Sunt gata să experimentez marea mea dorință. Atunci pășește în tufă și fie ca visul să devină realitate. Dorința ta e să fii pisică? Ah, cred că mă descurc cu asta. Ah, se pare că pisicuța are un ghem de păr. Vezi tu, viața unei pisici nu este atât de ușoară. Stai un pic, îți permis prea multe cu dorința ta. E prea ciudat, mintea ta e o pânză încălcită. Gata! Oh, ce dorință minunată am avut! A fost o pisică, era o pisică și ghem de păr, dar era și un curcubeu. Am căzut în gaura pisicii. Gata, hei, acum eu. Așa-i? Care e dorința ta de o viață? Vezi să nu fie ciudată? Vreau o felie de tort. Și? Și atât. Îți poți dori orice îți poți imagina și tu vrei un tort? Fii sigur? Poate vrea să te mai gândești un pic? Nu, eu vreau ceea ce vreau. Atunci intră în tufă și fie ca visul să prindă viață. O să mănânc pe săturate. Cum e tortul? E bun. Te doare burtica? Nu. Vrei niște lapte? Nu. Sigur vrei un prieten ca să... Dar stai să spun. Hei, nu mi-am terminat tortul. Tortul e pentru cei care ascultă. Hei, ieși de acolo. Gata. Încerc să vă învăț o lecție despre viața magică și voi greșiți mereu. Cumva lecția e despre dorințele care se împlinesc mereu și nimic rău nu se întâmplă dacă prind viață? Nu asta este lecția. Trebuia să învățați că dorințele pot avea dezavantaje neașteptate și ar trebui să fiți fericiți cu ceea ce aveți. Eu nu am priceput asta deloc. E rândul meu să-mi doresc ceva fără să se întâmple nimic rău. Îmi doresc să plecăm de pe insulă și să mergem acasă. Bine, să mergem. Intră în tufiș și fie ca visurile să devină realitate. Ura! Ura! E minunat să fii acasă. Eroare. Ce a pățit televizorul? Credeam că această cutie ar putea fi o pălărie. Uite, îți place? Suntem aici de mai puțin de un minut și deja nu-mi place nimic. Eu îmi doresc să fiu iar pe insulă. Oh, serios? Deci, vrei să spui că aveam dreptate? Că trebuie să ai grijă ce-ți dorești? Da. Da! Bomba științei scăpată! Prietene Robin, trebuie să-ți dau multe mulțumiri că ne-ai ajutat să supraviețuim pe insulă. Păi, mi-am învățat lecția. Oprește dorința ca să... Dar mai este ceva. Eu am sentimentele pe care tu mi le vei împărtăși. Scumpule. Scumpule? Deci, da, lecție învățată, îmi anulez dorința.